cum stau cu emoțiile la filmări. Partea cu emoțiile tot așa are un parcurs. Nu am probleme cu secvențele în general sau nu am niște secvențe care să-mi provoace frică, teamă, panică sau să fie greu să le fac. Am avut emoții constant la început. Emoțiile, mai ales la început de proiect, au fost destructive, clar. După m-am mai obișnuit și n-am mai avut atâtea emoții, dar într-adevăr am emoții când știu că urmează secvențe mai grele, când știu că urmează secvențe de intimitate, de apropiere. Aveam emoțiile faptului că mă privesc foarte mulți oameni pe care nu-i știu și care știu meserie și care spun despre mine cât de slab sunt ca actor, știi? Și aveam vocea asta în cap non-stop de fiecare dată când mă duceam la cadru la început de ăștia știu. Iar apoi mereu o switch-uiam cu faptul că ok, bun, deci știu, dar poate și știu că ești la primul tău proiect. Prima secvență de intimitate a fost, adică nu știam cum e și îmi făcusem o grămadă de gânduri. Nu știam cum o să decurgă. Partenera mea, Ana, avea foarte mari emoții și în momentul ăla s-a activat în mine protecția. Echipa m-a ajutat foarte mult pentru că a fost echipă restrânsă, a fost close set. Toți au fost super înțelegători. Și am simțit că suntem foarte protejați de către echipă. În cea de-a treia secvență de genul ăsta, pot să spun că am simțit că ea nu mai are emoții și dintr-o dată m-au apucat pe mine niște emoții, dar nu erau emoții de... N-am înțeles ce fel de emoții. Pur și simplu îmi vedeam corpul cum reacționează dintr-o dată altfel. După ce am filmat prima secvență de intimitate, mi-am dat seama că mi-am făcut o grămadă de gânduri degeaba. Nu neapărat pentru că a fost mai ușor decât mi-am imaginat, ci pentru că n-are rost să-ți faci 100 de gânduri înainte de o secvență. N-are rost să te stresezi atâta. Te duci și vezi ce implică și n-are rost să nu dormi noaptea că ai nu știu ce secvență a doua zi. Îmi dau seama atât timp cât pentru mine e clară situația pe care o am de jucat, lucrurile vin natural. Sunt genul de actriță care pune 7 miliarde de întrebări regizorului înainte de a filma, dar exact de asta, ca să-mi fie foarte clar ce am de jucat, pentru că eu cred că atât timp cât gândul e ăla real, poți să transmiți. Dacă nu ai gând, nu ai cum să transmiți. Dacă doar înveți niște replici și le dai, știi? Și atunci, eu având gândul foarte clar și intenția personajului, secvențele ies. Mă atrag foarte mult secvențele grele. O secvență grea este o secvență unde ai de jucat niște situații pe care tu nu le-ai trăit, unul la mână. Doi, este o intensitate de emoții acolo, clar. O situație extremă prin care tu n-ai trecut și probabil nici nu vei trece în viața asta, știi? Secvențele legate de părinții ei mă scot din zona de confort, pentru că părinții ei au decedat amândoi și mi-e foarte greu să le joc. Adică, pentru că am o relație foarte apropiată cu părinții mei, trebuie numai să mă gândesc cum ar fi să nu-i mai am, Doamne ferește, și deja încep să plâng. Adică, nu știu, când am o secvență de filmat despre părinții ei sau în care vorbește despre părinții ei, ajung acasă praf. Adică plâng încă o oră după. Mi-e teamă de secvențele de frig, uite. Când am de filmat secvențe în care sunt mai dezgolită sau așa, acolo s-a terminat. Îmi dârdie dinții și nu mă pot opri. Dacă mi se impune să plâng într-un anume punct, iar eu nu simt să plâng ca personaj în punctul ăla, mi se pare greu. Nu pot plânge la comandă. Dar dacă textul mă duce și sunt în situație și îmi vine natural să plâng. Mi s-a întâmplat odată să încep să plâng mai greu decât de obicei și m-am enervat foarte tare pentru că mie nu mi se întâmpla asta la filmări. Am avut un mini blocaj, atac de anxietate, ceva mic. Am filmat foarte multe secvențe dificile
complexe, cu foarte multe trăiri și cu foarte multe emoții și așa mai departe, nu mi s-au părut grele, dar au fost intense. Am avut perioade când am fost mai emoționat, iar perioade când am fost foarte relaxat, după aia iar vin perioade cu emoții, adică nu o să fie niciodată liniar. Tu va trebui să fii pregătit pentru oricum te simți tu în ziua respectivă. Dacă în ziua respectivă te-ai trezit cu fața la pernă, n-ai chef, nu știu ce, nu știu cum, tu trebuie să știi cum să te montezi astfel încât să poți să fii, să dai randament în fața camerei. Și de multe ori lucrurile nu merg, iar în momentul ăla tu trebuie să le rezolvi. Adică eu nu-mi propun să n-am probleme, îmi propun să am un mindset de a le rezolva. De ce fac asta? Tot timpul trebuie să spui întrebarea de ce, nu cum. Și atunci mă gândesc că dacă spui întrebările corect, ajungi să nu mai ai frici. Sunt secvențe care mă încarcă emoțional pe termen lung. Când e vorba de lucruri prin care am trecut eu, Ana, și le văd scrise acolo și văd că trebuie să le joc, și e ca și cum mă deschid eu în fața publicului, în fața telespectatorilor. Nu mi-e neapărat teamă de reacția telespectatorilor, mi-e teamă de ce implică să fac eu lucrurile alea, să retrăiesc eu momentele alea. Nu mă încarc niciodată în felul în care să mă afecteze personal sau să mă duc acasă cu... Nu. Nu mă afectează în viața mea personală, Petru, prea mult, deși recunosc, am niște apucături noi. Cred că, în primul rând, trebuie să te întreb care e cea mai mare frică, adică de unde frica? Cea mai mare emoție a mea vine dintr-un soi de neîncredere, adică de care scap ușor, adică simt că scap ușor, și anume când ajung, când dau secvența, mai am o voce mică în cap care se pierde din ce în ce mai mult, dar încă e, de nu ai fost bine. Încă vreau să demonstrez ceva, știi? Și pentru că vreau să demonstrez ceva, nu pot să fiu 100% liber. Dar iarăși, sunt momente când îmi iese, momente când nu-mi iese. Adică când îmi iese să nu aud vocea respectivă, momente când o aud. Sunt perfecționistă și vreau să fie totul perfect și pun o presiune foarte mare pe mine. Și de asta mi-a fost și atât de greu să mă uit la serial, la vizionare. Mi-a fost greu să mă uit la mine pentru că nu există moment în care să nu mă judec, să nu mă gândesc că aș fi putut să fac mai bine. Cred că și dacă am face 100 de duble, eu tot aș vrea să fac și dubla 101. Presiunea pe care o pun eu pe mine ca actriță aici, la proiectul ăsta, este să-mi iasă rapid. Nu știu de ce fac asta, că eu tâmpenie, îmi dau seama. Și am senzația, băi, aș fi putut să fac mai bine, dar... Am avut blocaje, da, efectiv am avut blank, nu funcționa nimic aici, am uitat textul și am luat iarăși de la început. Am avut un blocaj, dar directorul nostru de imagine a observat instant și i-a rugat pe toți din echipă să iasă afară, să dea puțin aer. Era și Ioana Blaj în cameră și era și doamna Ilinca Goia, care a venit lângă mine și mi-a spus să respir și m-a ajutat foarte mult. Cred că și la trac sunt mai multe nivele de trac. Ori eu simt și am simțit că am avut trac de la început, dar nu un trac care mă bloca, ci un trac care mă încetinea. Emoțiile constructive devin destructive când te mănâncă din interior și când nu te mai poți gândi la altceva decât la emoțiile tale, când nu mai poți să te concentrezi pe ce ai de făcut pentru că te gândești ca emoții. Pot fi prietenul tău sau dușmanul tău, e foarte simplu. Pot chiar să te facă să te lași de meserie. Dacă tu ai o încărcătură emoțională mare, da? Tu trebuie să direcționezi acea încărcătură emoțională mare înspre a-ți servi. Emoțiile trebuie gestionate, nu trebuie controlate. Că n-ai cum să controlezi emoții. Poți să le gestionezi. Eu le folosesc într-un mod constructiv pentru că așa îmi sunt utile. Am învățat să respir și să mut atenția pe ce am de făcut. Și oarecum emoțiile alea rămân în tine, adică sunt frumoase pentru că ceilalți le văd și pentru că sunt umane și pentru că vezi că în fața ta e un om, nu un robot, dar tu te gândești la ce ai de făcut și îți faci treaba foarte bine și
cumva uiți de emoțiile alea pe care ceilalți le văd. Unii se lasă gestionați de emoții, iar alții le gestionează ei și le direcționează. Îmi iese uneori, alteori nu-mi iese. E un proces. Vă mulțumim mult pentru toate mesajele de susținere, vă mulțumim că ne urmăriți în număr atât de mare și vă rugăm să ne urmăriți în continuare. Uitați-vă la Lia, soția soțului meu, în fiecare joi de la 20:30 pe Antena 1 și pe Antena Play. Și nu uitați că după fiecare episod apare pe Antena Play și un episod din culisele serialului.